Salutare domnilor și doamnelor care priviți acest clip. Eu sunt Bogdan. Ăsta e un alt clip cu iepuroica mea. Acum am adus ceva de mâncare. Am fost dat varză, niște morcovi, niște proșchi. Am țipat pe acolo și am fost țipat. Și după aia am curățat cușca. Pe am scos-o, am băgat-o într-un coș. Ca să pot să curăț cușca bine, am curățit, am spălat. Iar am pus apă curată, după cum se vede. Am căzut niște fân pe acolo peste apă, dar nu contează, apă are și foarte rece, garantez. Nu am pus caldă sau ceva, pentru că nu. Nu știu cum se simte, că e mai călduroasă, că nu. I-am pus apă rece, i-am pus grăunte, i-am băgat niște fân. Asta e treaba. Și ca de obicei s-a săturat, domnilor, și de mere, și de grăunte, și de astea nu știu ce are, fraților. Deci, de-abia dacă mâncă din astea sau morcov sau de astea, numai fân. Băi, îi place fânul și iarba și otava și vara și iarna, de nu mai poate. Deci nu știu care e treaba cu ea, așa mult îi place. Deci uitați-vă și acum. Termin cu ea, mă îndepărtez. Mai stau un pic, analizează să vadă dacă mi-ai spus să mai fac o mișcare. Și într-un final se apucă de mâncat. Vedeți? Vorbesc un pic, iar nu mai mâncă. Poate nu-i place să fie filmată, da? Dar ce să fac? Ca să o filmez, domnilor. Mulți poate spuneți că n-are spațiu. Are spațiu. Și de sus în jos. Și dintr-o parte în alta are spațiu. Se poate mișca. Da, poate se vede mai mic cum e fânul ăsta, dar credeți-mă, spațiu are să se miște. Nu stă doar într-un singur loc. Uitați-vă. Vedeți, adică, uitați cât spațiu e. Are să se rotească, are să se pună în ce poziție vrea. Niciodată mi-i scot astea de aici. Până îi pun iară de mâncare și fuge prin toată cușca. Niciodată mi-i scot, o pun într-un coș. Până îi fac curat. Sau aici în iesele mi-i fuge pe aici. Deci pune cocoșelul, aici stă cocoșelul. Da, frate, așa e. Aici mi-i stă cocoșelul. Se doarme. Ia uitați-vă. Vedeți, are spațiu, domnilor. Are spațiu. Spațiu cât vrea ea. Hai, mișcă-te. Hai. Uitați, domnilor. Vedeți? Are să se miște și stânga și dreapta. Uitați-vă. Să se înrotească, să stai în ce poziție vrea să doarmă. Eu câteodată las ușa, uitați, așa o las deschisă. Și credeți-mă, și aici e ăsta. Aici e ușa și nu vrea să fugă nicăieri pentru că nu are sens să fugă, că știe că nu mai primește atâta mâncare. Dacă fuge, ori o prinde un câine, ori... Orice va se întâmplă cu ea și vă dați seama. Da, așa aici primește mâncare cât vrea din belșug. Nu-i dau doar atâta cât vedeți, grăunțe și ăsta, orice, varză, cartofi sau cozi la cartofi, morcov, mere, orice, fructe, legume și cereale, orice, fraților. E proaică foarte bună, scuzați, e proaică foarte bună, mai blândă, se mai cam ferește un pic de mine. Nu știu de ce, dar... Și nici acum nu stă așa bine la filmat, pentru că v-am zis, e noapte. Acum e noapte când filmez. E seara. Și... Este seara acum când filmez și... Am pus bilițul pe ea și poate că de-aia nu prea se mișcă, dar... Se e foarte activă. În timpul zilei când o filmez, foarte activă. Dacă vă uitați și la vlogurile trecute, e tare spațiu, grasă, nu e slabă, nu nimica. Am fost dus odată la
la muntă, au murit primii pui. După aia am mai dus-o încă o dată, nu s-o ținut. Și cred că o s-o duc în viitorul apropiat. Nu mi-am făcut timp deloc de ca să o duc la muntă, dar o să o duc, fraților. Dacă pot, o și duc. Mă scuzați că n-am putut până acum să o duc. O să o duc, fraților. Vă promit eu că o să o duc la muntă. Mi-e foarte dragă, uitați cum mănâncă, uitați, are spațiu, poate eu o să-i fac spațiu mai mare, sigur o să-i fac spațiu mai mare și atunci o să mai țin încă câțiva puișori de ei, câțiva o să-i vând, unul să-l mai țin, poate o să mai țin un mascul și o femelă și o să mai fac treabă cu ei. O, fraților, cam asta a fost și clipul. Nu uitați să dați un like, un share, un subscribe. Adică să vă abonați, pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Să apăsați clopoțelul ca să fiți notificați de fiecare dată când postez. Eu am fost Bogdan și v-am salutat. Și eu și Cocoșelul, Calu. Vedeți? Calu vă salută. Și domnul... De fapt, domnișoara e purilă. Salutați-o!